Bună și ne-am găsit la un nou videoclip la mine pe canal. Astăzi revin cu noi recomandări pentru că știu că este ceva ce vă place. Dar înainte de a trece la recomandările propriu-zise, vreau să vă zic ce por pe buze și pentru că a venit în sfârșit frigul, să zicem așa, deși nu e foarte frig, dar ați înțeles voi ideea, ne apropiem cu pași repezi de Crăciun, de iarnă, de zi în decembrie, pentru că da, am de gând să-l filmez și anul ăsta. M-am gândit să port acest ruj lichid de la Sephora. Știți că este rujul meu preferat, este rujul meu semnătură, 01 Cream Lip Stain de la Sephora, îl ador, luați-l, e genial. Yay, să trecem la treabă. Ei bine, pentru azi eram așa în pană de idei, habar n-aveam ce o să filmez, despre ce o să vorbesc cu voi și m-am gândit, nu prea mai vorbit de produse de skincare în ultimul timp și am zis că trebuie să fac ceva în cazul ăsta pentru că eu consider că demachierea este cel mai important pas. Degeaba ai un machiaj frumos, degeaba te machiezi și ai tehnici și wow, dacă nu știi să te demachiezi, dacă nu te demachiezi zilnic, eu mă demachiez zilnic dimineața și seara înainte să-mi încep machiajul și seara după ce vin acasă, mi se pare cel mai important să te demachezi pentru că un ten curat, pe un ten curat se aplică mult mai bine produsele și dacă mă întrebai acum, nu știu câți ani să zic, acum 10 ani, 11 poate, dacă mă întrebai ce este mai important, machiajul sau produsele de skincare, aș fi răspuns machiajul pentru că na, eram mai mică și eram îndrăgostită de make-up, dar demacherea și îngrijirea tenului trebuie să primeze. Nu o să pun produsele acestea pe. Nu o să fac din ele un fel de top, pentru că toate îmi plac și toate sunt preferatele mele. O să le iau așa super random. Sunt demachiante pe care eu le folosesc și pe care le recomand. Unele sunt doar pentru ten, altele sunt și pentru ten și ochi. Și pentru că cele pentru ochi sunt mai puține, o să încep cu ele și o să încep cu o apă micelară. Este Micellar Water Ultra Care de la Garnier. Este o apă micelară care mie sincer îmi place foarte mult. Eu am varianta aceasta cu extract de apă de cum îi zice, albăstrele, de aceea este și așa albastră, îmi place că e albastră, sincer. Eu mă împac foarte bine cu ea, demachează foarte blând atât tenul cât și ochii. Eu o folosesc mai mult pentru ochi, pentru față, folosesc alte produse, dar în zilele în care ajung acasă și nu mai am chef să mă mai demachez, nu că nu mai am chef să mă mai demachez, nu mai am chef să-mi fac tot procedeul și vreau să scurtez treaba, folosesc ăsta și I'm good to go, de fapt. Not good to go, ați înțeles ideea. Garnier face niște ape micelare foarte bune. Preferata mea de la ei cred că este totuși cea pe roz, pentru că nu știu, m-am obișnuit cu ea, este mai basic, dar și aceasta îmi place. Aveam impresia că nu o să-mi placă, din cauza că am avut apa micelară bifazică, aceea pe galben, și aceea nu mi-a plăcut deloc. Și după ce mi-am luat-o pe asta, zic, băi, stai să vezi că asta e tot bifazică și nu o să-mi placă, dar chiar îmi place și o recomand. Următorul produs este unul mai special, este Green Clean de la Pharmacy. Din câte știu eu, Pharmacy se găsește în Sephora. Asta este pentru Made Exclusively for BoxyCharm. A fost într-o cutie BoxyCharm, dar știu că se găsește brandul ăsta și produsul ăsta în Sephora. El e așa, e un tos, aș putea să zic, un tos, nu cade, nu curge, nu nimic, dar în momentul în care bagi degetul, se transformă, se înmoaie, ca și cum ai avea un unt de, cum zice, un unt de cocos și în contact cu căldura pielii, el se topește și
topește practic și machiajul. Îmi place foarte mult. Pe ăsta îl folosesc exclusiv pentru ploape, pentru că pentru față nu-mi place senzația. V-am zis că nu sunt mare fan în senzația astea de chestii uleioase pe ten. Cred că vrea să imite acel demachiant solid de la Clinique, care știți că este destul de popular, dar destul de scump. Bine, și ăsta cred că este scumpicel, nu știu sincer cât costă, dar este un produs pe care cu siguranță îl recomand. Pe toate le recomand, nici nu știu ce vă mai zic chestia asta. Și acum am rămas la produsele pentru față și o să încep cu, cred că preferatul meu. Este acesta, este de la Apidava. Lapte de machiant cu un deșe aulei de măsline, ulei de jojoba, propolis, miere și ceară de albine. Are foarte multe produse, eu mai am cam la jumate sunt cu el. Îmi place foarte mult cum miroase și... ce îmi place mie să fac, pur și simplu, îmi place că vine cu pompiță, chestia asta e un mare, mare plus, pur și simplu îl pun în palmă, de fapt cred că o să vă arăt ca să vedeți, deci pun cam așa, îl pun în palmă, îl masez bine și apoi vin cu el pe față, acum evident nu o să vin, o să șterg cu un șervețel umed și știu că în mod normal ar trebui să-l curăț cu apă, nu o fac de cele mai multe ori, eu îl curăț cu un șervețel umed, așa fac eu chestia de machierea, dar îmi place foarte mult, este și fără alcool și fără fenoxietanol, fără paraben, fără coloranți, deci chiar e super și se consumă destul de greu, adică l-am de ceva timp și sunt cu el la jumate și îl folosesc cam zilnic, uneori mai alternez pentru că având atâtea produse vreau să le testez mai bine pe fiecare în parte și uneori mai alternez, dar ăsta este super super bun. Apoi am de la Oriflame din gama Essentials Face Cleanser cu papaya, în primul rând miroase foarte foarte bine. Nu cred că are cele mai curate ingrediente, de fapt nici nu m-am uitat ca să fiu sinceră, dar are niște alcool rău pe aici, din ce văd, în fine. Eu îl folosesc la fel cum folosesc și demachiantul de la Apidava, Apidava îmi zic bine? Da, așa. Îmi place că lasă tenul așa luminos, curat, proaspăt și la demachiere, da, pot să zic că nu este extraordinar, dar pentru un machiaj ăsta de zi basic își face treaba. Un produs care chiar își face treaba și care pe care nu l-am folosit de foarte multe ori, după cum vedeți, e aproape nefolosit pentru că aplic o cantitate extrem de mică din el. Este demachiantul de la Mario Nod Green, Comfortable Makeup Removal Oil cu chia seeds. Arată așa, este... trebuie să vedem că nu mai știu cum miroase, dacă miroase. Nu, are miros de ulei. Nu știu ce l-a mirosit. Ăsta pur și simplu la fel, topește practic machiajul de pe față și dacă ai un machiaj de ăsta mai greoi, cu fond de ten, cu anticearcăn, cu pudră, cu așa, ăsta își face treaba. E mai messy și uneori nu am atât de mult chef să-l folosesc pentru că e ulei și eu v-am zis, nu sunt mare fană uleiuri, dar good job. Și da! Astea au fost toate produsele. Aștept să-mi spuneți ce folosiți voi ca să vă demachiați. Sunt foarte, foarte curioasă. Nu uitați să-mi dați un mare, mare like în comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să aveți notificații atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să ați zis superbă! V-am pat! Pam!